Doi directori și un șef de secție de la uzina mecanică Sadu au fost trimiși în judecată de procurorii gorjeni după ce au fost găsiți vinovați pentru explozia din 2011 la secția în care se încărcau cartușele. Atunci, două angajate și-au pierdut viața și un bărbat a ajuns la spital cu răni grave. Printre inculpați se află și Dumitru Toloargă, șeful secției pirotehnice, vizibil afectat în urma acuzațiilor care îi se aduc. Mă consider nevinovat și voi lupta atât cât voi putea să îmi demonstrez nevinovăția. După accident am suferit o cădere psihică și am cerut de înlocuirea mea de acolo și am lucrat în alt compartiment. Și constat că legislația din România învinuiește personalul care muncește. Se executa muniție nouă, nu muniție expirată. Marius Andrițoiu, soțul uneia dintre cele două femei decedate în urmă cu 2 ani, îl contrazice și susține că vinovați sunt șefii direcției acestora. Sunt să-l găsiți vinovat. Păi e vinovat, ceea ce consider eu. Pentru că el știa ce e în atelierul respectiv. Că e muniție, pulbere pe holul respectiv, care nu, puțin ceea ce cred eu, nu trebuia să fie acolo. Multă muniție. 2 tone de pulbere. Lăzile de pulbere fără capace, fără pământare, cum prevede în legislație. Și el trebuia să știe. El știa că e responsabil de atelierul respectiv. Și Lori Boian, fostul director al uzinei mecanice Sadu, a venit astăzi la proces și acesta susține că a fost afectat în urma acuzațiilor care îi se aduc. Normal că fiecare e afectat. Acum, în funcție de psihic și de ce știe că a făcut sau n-a făcut, se citează și se audiază martori în continuare. Se va dovedi până la urmă care e adevărul din toată această problemă. La proces a apărut și un martor surpriză, proaspăt cercetatul Nicolae Dijmărescu, cel care recent a fost înlocuit din funcția de director general interimar la uzina mecanică Sadu. Da, calitate de martor. Ce trebuie să spuneți? E prima dată când veniți la proces? Da, da. L-aveți în față pe fostul director. Credeți că a greșit undeva, e acuzat de ucidere din culpă? Eu cred că n-a greșit. Altceva, nu pot. Știți ceva despre anumite nereguli acolo? Nu, nu era treaba mea, eram atunci la vremea respectivă, eram în calitate de director comercial care nu avea nicio legătură cu activitatea efectiv de producție. Accidentul soldat cu decesul a 2 angajate și rănirea gravă a unui alt salariat a avut loc în luna februarie anului 2011, când la uzina mecanică Sadu din Bumbejiu a avut loc o explozie. Alături de Lori Boian au mai fost trimiși în judecată directorul tehnic Gabriel Lucian Bogdan și șeful de secție Dumitru Toloargă, suspectați că nu au luat măsurile de securitate în muncă.